Odată m-am dus la fondul literar să iau niște bani și numele. Ah, zice, mă întreabă așa, tu vii cu drepturi de autor pentru Caragiale? Pentru... Da, așa, lucruri din astea cu H se întâmplă un nume greu. E greu să vorbești despre familia Caragiale. E greu pentru că, în documentele rămase prin biblioteci profuite sau prin informațiile rătăcite în lumea virtuală, toate drumurile duc la celebrul Ioan Luca. În rest, cu greu, poți găsi câteva hârtiuțe rătăcite pe un raft profuit sau două-trei rânduri undeva pe un site cu puține vizualizări, care duc spre descendenți striviți de cele mai multe ori de numele celebrului lor înaintaș. Mă consider un prieten al lui Caragiale și un fapt de notorietate că lui însuși nu-i plăcea să dea referințe despre familia lui și despre trecutul lui, despre originile lui. Este un fapt, iarăși evident, că lui Caragiale i-a plăcut mult să-și disimuleze originile. A făcut o serie de afirmații rămase celebre despre locurile de unde s-ar trage. S-a auto-intitulat Viță de Idriot, deci originar din insula Idria. A rămas cu semn de întrebare dacă familia lui ar fi avut o origine grecească sau albaneză. Lucrurile certe sunt relativ puține. Știm despre tatăl său că se chema Luca, știm despre bunicul său că se chema Ștefan, știm că la un moment dat ei au venit din afară, probabil de la Constantinopol, de la Istanbul, și ipoteza cea mai agreată, ca să spun așa, este că bunicul Ștefan l-ar fi însoțit pe domnitorul Caragea în calitate de bucătar la intrarea acestuia în principate pentru a se instala în scaunul domnesc. Caragiale iarăși se amuză pe tema asta, sfidând un pic opinia în publică și spunând că fruntea lui teșită se datorează purtării tablalei cu plăcinte pe capul strămoșilor lui. Nașterea, după cum se știe, el se naște în apropierea orașului Ploiești, în comuna Haimanale. Nu știu cum a fost rebotezat. Astăzi, sigur, îi poartă numele. Tatăl său era secretar al unei mănăstiri din acea comună, Mărginen, cred că se chema. În familia lui Caragiale, probabil figura cea mai marcantă dintre mai vârstnici a fost Costache Caragiale, pentru că a fost un om de teatru, unul din sprijinitorii instituției teatrale în Muntenia, actor, comediograf, autor de comedii, dintre primele care, mă rog, au fost scrise pentru a constitui un repertoriu național în limba română. Nu foarte grozave, Fata plăpămăreasă, mi-aduc aminte un titlu din mai multe posibile. Piese despre atmosfera vremii, despre problemele vremii, cu acea oscilație tipică între o poziție progresistă și una retrogradă. De regulă, comediografia vremii se axează pe critica modernismelor, a importurilor de ultimă oră și este și cazul lui Costache Caragiale. Costache Caragiale s-a născut în București și a trăit 62 de ani. A fost actor și scriitor. Frate cu Luca, actor și conducător al teatrului de vodevil, și cu Iorgu, tatăl celebrului dramaturg Ioan Luca. Costache Caragiale a studiat la școala Domnița Bălașa și la școala de declamațiune a Filarmonicii. A debutat în teatru cu rolul Întâiul American din Alzira, de Voltaire, pe scena teatrului Manol. Înființează la Botoșani în 1838 o trupă de teatru în limba română. Un an mai târziu pune bazele trupei naționale din Iași, apoi revine în București unde înființează Teatrul de Diletanți.
După Revoluția din 1848, prigonit pentru ideile sale, Costache Caragiale, însoțit de amicul Costache Mihăileanu, ajunge la Craiova, unde organizează prima trupă profesionistă de teatru. Se întoarce în București câțiva ani mai târziu și obține conducerea Teatrului Național. În 1885 este îndepărtat de la conducerea Naționalului de către veșnicul său rival Matei Milo. Se retrage din teatru și devine judecător de pace. Își trăiește ultimii ani din viață într-o casă modestă, pe strada Brezoianu, în mizerie și copleșit de responsabilitățile unei familii numeroase. Atât. O viață în câteva cuvinte, probată de documente puține și amintiri încețoșate. Costache l-a sprijinit în apropierea lui Caragiale de teatru. Caragiale s-a format ca om de teatru în ambianța și cu sprijinul lui Costache Caragiale. Mai mult e greu de spus, dar în orice caz contactul cu teatru a fost decisiv pentru el. Pentru că el s-a definit după aceea și ca autor dramatic, ca om de teatru, mai puțin ca scriitor. În toamna anului 1868, Ioan Luca era elev la cursul de declamațiune al unchiului Costache. Avea numai 16 ani, un tânăr bine legat, cu studiile întrerupte și pus pe căpătuială. În același an, adunat de pe drumul de Costache Caragiale, Eminescu se atașează trupei de teatru. Văzând în el un copiator de texte excelent și cu un scris impecabil, mare iubitor de teatru, Costache Caragiale îl angajează ca suflor și copist la Teatrul Național. Soarta face ca acum să se întâlnească cei doi mari scriitori, Ioan Luca Caragiale și Mihai Eminescu. După cum se poate vedea, unchiul Costache este cel care își sprijină nepotul să-și facă ucenicia în preajma scenei și artei dramatice, dar și alături de oameni deosebiți care îi vor marca întreaga viață artistică, literară, dar și personală. Este o teorie foarte interesantă a lui Caragiale despre arta dramatică, în care el susține, nici mai mult, nici mai puțin, că arta dramaturgului, a scriitorului de piese, se apropie mai mult de arta arhitectului decât de a unui scriitor propriu-zis. Și evident, o asemenea viziune se datorează formării lui în interiorul instituției teatrale. Deci el a văzut teatru nu atât ca text, cât ca spectacol. În sensul ăsta face apropierea cu arhitectura. Autorul dramatic pentru Caragiale este cineva care proiectează această clădire, acest edificiu al piesei, care se realizează evident în spectacol. Pasiunea abstractă pentru arhitectură se pare că a continuat peste ani, când unul dintre ultimii descendenți ai familiei Caragiale, pe numele său Vlad, ajunge arhitect talentat, pasionat de meseria sa. Virgil Caragiale, tatălui Vlad, a fost ziarist cunoscut în presa bucureșteană, mai precis la Informația Bucureștiului, dar, din păcate, a fost răpus mult prea devreme de o boală necruțătoare. Virgil Caragiale se căsătorește cu prietena sa din copilărie, Biti, sora scriitorului Haralam Zincă, la rândul său o cunoscută jurnalistă. Așa cum spuneam, Vlad Caragiale trăiește acum la Paris și este un arhitect cunoscut, dar extrem de discret. Am reușit însă să ne întâlnim la Haifa, în Israel, cu mama sa, Biti Caragiale, unde cunoscuta jurnalistă locuiește acum. Implicată în diverse proiecte culturale și jurnalistice, doamna Caragiale a avut amabilitatea să ne vorbească, printre altele, despre responsabilitatea și, de multe ori, povara pe care o presupune numele Caragiale. În practica mea de jurnalistică în București, îmi petreceam o dată sau de două ori pe săptămână în cabinetul de stampe al Academiei și în bibliotecă. Și îmi trebuia aprobarea lui Șerban Cioculescu, era atunci director. Și m-am dus la el și mă zice, e, cine ești tu? Zic, uite, numele meu e așa. A, zice. Și atunci el a început să-mi povestească o grămadă de lucruri din familia și eu totdeauna am avut o jenă pentru cu numele sa prea mare pentru și totdeauna vorbeam cu soțul meu că ar trebui să ne schimbăm numele, să că nu e frumos să purtăm un asemenea nume.
dar soțul meu n-a vrut. A spus, uite, el era foarte atașat de bunica, asta-mi povestea o bunică din asta grecoaică, venit, care făcea plăcintă și care păstra toate tradițiile de Paști, de Crăciun și era foarte atașat de lucrul ăsta. Nu, nu, nu. Pe urmă, băiatul meu, ca să fiu așa, era nepăsător de, la acest nume. Nepoata, în schimb, fetița fiului meu, foarte interesată de rădăcini, de unde vine. Și atunci a umblat ea pe internet și a început să-mi povestească ea mie și să-mi arate că, de fapt, ramura din care venea soțul meu era ramura lui Costache Caragiale. Și pot să spun că fetița asta, vă povestesc ca să nu-i de povestit, a găsit o fotografie de a lui Costache Caragiale în tinerețe, pe internet. Și mă cheamă pe mine și mi-arată fotografia pe ecran. Zic eu, vai de mine, dar îi zic băiatului meu, eu n-am văzut fotografia asta ta niciodată. Semăna, doamnă, m-a uluit asemănarea între chipul fiului meu și această fotografie. Nepoata era foarte mândră, că v-am spus că ea s-a dus la un concurs de limbă franceză și a întrebat-o academicianul ăla, zice, dar tu ce ai un nume din ăsta? Ești ceva din scriitor? Și a răspuns cu foarte mare mândrie că da. Am zis fiului meu, uite, cine o să se mândrească cu numele, o să fie nepoata. Soțul meu, Virgil Caragiale, era un tip și asta foarte... foarte puțin, de o mare modestie, o jenă teribilă de a se dezvălui. De altfel, ne-am cunoscut copii. Eu nu știam să îmi fac hărțile la geografie. Aveam o nemanualitate înăscută și atunci era o casă mai înstărită la el. Și venea și îmi făcea mie și așa ne-am cunoscut și niciodată nu-i plăcea să vorbească. Singurele lui povești erau despre această bunică legendară, care era ca un, cum se zice, ca un zeu al casei. Ea făcea și care era și o fumătoare, drept care îl trimitea pe el, asta a rămas, să aprindă țigările făcute din asta în povestea, ceea ce l-a făcut să fumeze din tinerețe și care, din păcate, a dus și sfârșitul, fiindcă fuma enorm, enorm. Și cam asta, niciodată nu s-a lăudat, niciodată. El a avut un vis neîmplinit. El, în facultate, îi plăcea foarte mult istoria literaturii vechi și avea un prieten de familie, un profesor celebru de istoria literaturii vechi, Ciobanu, și îl voia vreo grozav să-l ia acolo, dar condițiile de viață au făcut că nu, și el, săracul, a murit cu acest regret că n-a făcut istoria literaturii vechi, care o discuta numai cu mine. A păstrat ceva, este un umor excepțional, un umor și o... Și eu l-am întrebat, acum vreo 2 ani mă plimbam cu el, el visa să fac o arhitectură, era foarte... Se spunea despre el când era student, avea profesor care este Patriciu ăsta mare și țin minte că m-a chemat să-mi spună, vai, doamna, mai... pentru examene mai stăviliți fantezia lui, o să fiu un arhitect de mare. A visat, na, nu e un mare, dar a rămas cu pasiunea. A moștenit această dragoste de meserie și mi-a spus, m-am plimbat cu el și lui s-au propus să lucreze la... A făcut o lucrare excepțional de frumoasă în limba franceză despre
spațiile goale în arhitectură. Și a fost, i s-a propus să fie, să meargă la un doctorat special, să lucreze la catedră. Nu, n-am vrut. El să fac arhitectură, mi-mi plac casele. Și acum, plimbându-mă, revin la asta, mi-a spus așa, zic, Vlad, dar nu ți-e greu, uite, tu ai visat? Așa. Nu, zice, îmi place foarte mult, am să fac case, îmi place și mă ajută. Și ce, cum te bucur? Da, zice, mă bucur și mă bucur și am, îmi râd de toate. Și cu asta trec peste, cu asta viețuiesc și trec peste tot. El a moștenit aceasta, eu sunt o fire patetică, eu sunt o sentimentală, am rămas totdeauna, totdeauna latura afectivă primează la mine, asta e. Tocmai am fost acum la Roșpina și am urmărit lucrările, asta vă spun apropo de afectivitate. Și am scris articolul meu, e făcut pe trăirea afectivă a istoriei, pentru că acolo s-a petrecut un fapt de istorie. Dar pentru mine, Roșpina și tot ce s-a discutat, n-a fost numai partea de teorie și de legătură istorică cu document, ci partea afectivă a trăirilor oamenilor, a întâmplărilor cu oamenii din trecut. Așa că el, din fericire pentru mine, el a moștenit tocmai latura asta de umor, de totul e trecut, orice e privit cu umor. Și mi-a zis, așa trăiesc eu, mamă, bine, îmi place și îmi place. În România se știe foarte puțin despre descendenții marii familii Caragiale. Elvira Logadi, sora vitregă a mai cunoscutului său frate Mateiu, a fost singura fată pe care a avut-o Ioan Luca Caragiale. Elvira a murit în 1986. De atunci, aproape nimic. Din când în când mai apare câte o știre despre un Caragiale trăitor în Bucureștiul unei lumi atât de asemănătoare cu cea povestită de celebrul său înaintaș. Unii vor spune, poate, că ideea lui Lovinescu că societatea românească se va schimba este, a fost o iluzie. Și anume că noi ne găsim acum cam în aceeași situație în care se afla lumea românească pe la 1890. Nu știu dacă e un lucru cert, dar evident o sumedenie din ticurile acelei societăți și din derapajele ei se recunosc peste tot în lumea pe care o vedem astăzi cu ochii noștri. Îmi aduc aminte de inițiativa unui coleg de universitate, un om plin de umor și un foarte iscusit caragialeolog, Ștefan Cazimir, care imediat după căderea comunismului a inventat, a inițiat, a întemeiat, de fapt, cu forme legale în ordine, un partid, Partidul Liber Schimbist, și care avea o gazetă oficială care se intitula Răgnetul Carpaților și, mai mult, ceea ce e deja o probă de virtuozitate, avea reportaje ilustrând evenimente de actualitate ale începutului anilor 90, secolul 20, preluând ad literam reportaje sau schițe din Caragiale. Există, deci, o actualitate nemijlocită pe palierul ăsta al vieții de zi cu zi. Există, pe de altă parte, o actualitate mai profundă. Există o actualitate privind întrebările noastre, privind neliniștile noastre, neliniștile noastre identitare. De obicei, Caragiale este invocat atunci când simțim nevoia de a avea o, de a putea măcar să luăm și o perspectivă autocritică față de noi înșine. Să ne vedem și în varianta noastră schimonosită. Un critic literar a spus la un moment dat, noi români trăim în Caragiale și visăm în Eminescu de pie. Într-o astfel de lume, în care Caragiale pare un jurnalist serios al prezentului continuu, e interesant să descoperi un om purtător al faimosului nume care trăiește fiecare clipă cu intensitate, cu dragoste față de jurnalismul adevărat,
cu emoție, cu sensibilitate, dar și cu mare dor de cei dragi. Eu cred că secretul vieții mele este totdeauna noi căutăm un drum spre noi, spre autocunoaștere, spre definirea propriei noastre ființe. Și eu am făcut totdeauna. Eu nu ascult ce mi se spune. Eu când mi se spune, vai, Bite, ai scris un articol, ceva, nu, eu stau cu mine, nu, Bite, n-ai făcut asta, așa trebuie. Totdeauna eu mă cert cu mine, eu discut cu mine și această capacitatea mea de a trăi totul cu mine însumi și a mă raporta la ideile care, la aprecierile mele, la... Adică există o nemulțumire continuă, asta este, și niciodată nu am liniște. Nu sunt o ființă liniștită, dar îmi creez liniștea. De pildă, imediat mă duc la un text frumos, mă duc la o poezie pe care am iubit-o odinioară. Lacrima de pe suflet este totdeauna, să știți. Să nu credeți că sunt un optimist din ăsta care, vai, dimpotrivă, așa de bine coexistă în mine lacrima cu bucuria, cum nici nu știți. Și cum nici nu se vede și nici, cum nici nu arăt. Niciodată eu nu mă întâlnesc cu prieteni și să îmi deșert sacul suferinței. Vai, m-a durut capul, m-a durut mâna, m-a durut piciorul, nu mai pot, nu mai dă. Nu. Dacă cineva îmi spune o vorbă bună, poate e și goală vorba, dar dacă îmi sună mie blând la și bun la ureche, am o prietenă care îmi dă dimineața telefon și îmi spune, bună dimineața, ce mai faci, ce-a mai fost, ce-ai mai... Și atunci eu zic, uite, am o bună dimineața, merită să trăiesc, merită să încep viața, ziua. Nu sunt deloc o fire din asta care iau lucrurile ușor, și... dar vă spun, am această capacitate de a vorbi cu mine, de a mă cunoaște pe mine, de a mă certa cu mine, de a mă corecta, de a mă perfecționa. Niciodată n-am acea mulțumire, ah, vai, ce bine! Totdeauna mă gândesc că ar fi putut să fac mai bine, asta ar fi trebuit să fac așa. Asta e. Ah, cel mai tare dor mi-e dor de fiul meu. Mi-e dor de fiul meu, știți de ce? Am avut cu el o comunicare nemaipomenită toată copilăria lui și acum viața ne-a despărțit. El e acolo cu problemele lui, cu preocupările. Fiica lui acum termină o școală, așa un ecol din asta superior cu nu știu câte direcții. Așa că, dar sunt prieteni. Dacă e un prieten lângă mine, dacă îmi spune o vorbă bună, dacă nu mă ceartă, dacă nu mă bărfește, nu mai e, uite ce a făcut Bite, uite ce s-a dus, uite ce a făcut, dar de unde are putere, ce face, domnule, o vezi aici, o vezi colea. Îmi pare rău când se spune așa ceva, dar eu merg înainte. Acasă e camera mea, camera mea, în care totdeauna am avut un colțișor, începând de sub masa acasă, la mine când eram în copilărie, de unde mama mă scotea cu mătura, ca să mai ies de acolo, și vreți să știți că am petrecut sub masa asta mea din copilărie, citind un text latin, care îmi plăcea pentru că avea un ritm. Nu știu dacă știți că există în limba latină o scandare și o găseam în Debello Gallico, stăteam acolo de desubt și de atunci, acolo era locul meu favorit. Pe urmă am găsit o bibliotecă pe strada Olteni, unde era un domn, n-am să-l uit niciodată, care îmi dădea cărți să citesc și așa am descoperit Cehov acolo, în biblioteca aceea. Și pe urmă m-am făcut mare, am dus la școală și eu când eram la comuniști, totdeauna trebuia să spui câte limbi știi. Și știam franceza, știam engleza, știam și puțină germană. Și cu inocența tinereții spunea, a, dar cum de le știi toate astea? Dar ce ai avut guvernantă?
Și mie venea să râd, pentru că guvernanta mea eram eu. Eu citeam, eu mă duceam, era un centru francez în București, de la școală fugeam acolo, de la școală fugeam, de la acolo fugeam la Dallas la o conferință, pe urmă la o bibliotecă și uite, așa am trăit atunci, slavă Domnului, trăiesc și acum. Vreau să vă spun că dacă în literatură e bine să ai cultură, și, dar dacă n-ai talent, merge. Dar să știți că în jurnalistică, jurnalistica îți cere nici un spirit viu. Dacă n-ai acest spirit viu, nu se poate face jurnalistică decât ca o meserie oarecare. Dacă ai un spirit viu, iscoditor, nevoia asta de a fi peste tot, de a cunoaște, de a vedea, de a ști, de a scrie, eu nu cred că cel mai important în ziaristică e cum scrii. Este mai întâi ce vezi și ce trece prin tine și ce descoperi. Și poate că, eu vă spun sincer, cum nu cred nici într-o școală de literatură care te învață literatura, nu cred nici într-o școală de jurnalistică. Cred că dacă un om are cultură și are această nevoie de a iscodi și a ști care e, poate sunt factori născuți, atunci poți să fii un jurnalist foarte bun. Dacă nu faci o profesie, cum faci tâmplărie, cum faci șizmărie, înveți să taci, să coși, să dregi, și iese o haină, iese un pantof, nu? Dar dacă ai spirit iscoditor și poți să-ți mai dă Dumnezeu și har și mai ai și cultură, atunci poți să zici că ești... Poate că niciodată nu a fost mai prezent ca acum în viața românească numele de Caragiale. Este pomenit mai mult din cauza asemănărilor dintre mitocănia de azi cu cea de acum mai bine de un secol, despre care scria renumitul dramaturg și ziarist, sau din cauza asemănărilor izbitoare dintre parvenetismul miticilor zilei cu cei din vremea conului Iancu din Haimanale. Dar dincolo de toate, e bine de știut că în lumea asta există oameni pasionați de cultura adevărată, oameni sensibili și frumoși la suflet și la faptă, care poartă numele Caragiale.